Administrația Bazinală de Apă Buzău-Ialomița a Apelor Române nu a mai prelungit autorizația pentru actuala stație de epurare a Ploieștiului. Situația a fost prezentată în Consiliul Local de Mihai Polițanu, primarul ales al municipiului. Am primit practic astăzi către RASP de la Apele Române informarea foarte clară că nu mai avem autorizație de mediu și cu o dată cu autorizația de mediu a expirat și licența. Nu este clar, deși s-a vorbit în spațiu public, dacă mai avem 90 de zile la dispoziție. Asta nu este clar din punct de vedere legal la acest moment și întrie pe lege, noi ar trebui de fapt să închidem stația de epurare și Apele Române spun că în caz contrar asta atrage răspundere civilă sau penală. Astfel, spune polițianu, Ploieștiul este în situația absurdă de a închide stația de epurare, deși evident acest lucru nu este posibil, în contextul în care nici noua stație de epurare nu este gata. Municipiul riscă penalități de zeci de milioane de euro. Dacă mergem mai departe cu o nouă licență și cu o autorizație de mediu la acest moment, noi până în decembrie 2027, când este termenul negociat cu operatorul, cu Apa, în speță cu Apa Nova, de finalizarea noii stații de epurare, noi o să plătim penalități de 30 de milioane de euro. Dacă totuși o să avem licență, dar nu avem autorizație de mediu, aceste 30 de milioane poate să ducă la 100 de milioane de euro. Adică trăim într-o situație complet absurdă. Noul primar al Ploieștiului își propune să obțină o derogare pentru o nouă autorizație de mediu până în decembrie 2027, dar și o licență de clasa a doua, care ar aduce cu sine penalități mai mici decât cele curente. Avem un precedent. Deci o singură localitate mai este în situația Ploieștiului în toată țara asta, și anume Otopeniu. Otopeniu care, într-adevăr, nu a luat derogări anterior, deci măcar stă mai bine decât noi, dar a luat o derogare la acest de curând, la acest moment. Operatorul în Otopeni este tot Apa Nova, deci și ei au de făcut o nouă stație de epurare. Deci există un precedent și există niște argumente privind noul contract care ar putea îndulci sau îmbunătăți sau schimba decizia Apelor Române. Mihai Polițanu spune că a început deja demersurile pentru rezolvarea acestei situații.